citi astăzi povestea cum a încercat Pantera să-l păcălească pe Vivo. Odată de mult, Pantera s-a întâlnit cu boul, căruia i-a vorbit astfel: "Vai, prietene bou, coarnele tale sunt așa de lungi, îți este foarte ușor să le agăți în ramurile copacilor. Nu crezi că este prea incomod? Lasă-mă să te ajut, tăindu-ți puțin din coarne. Ce zici?" Boul, luând-o pe Panteră drept un prieten, îi permise să-i scurteze coarnele. Astfel, coarnele cu care boul trebuia să se apere ajunseră scurte ca două cioturi, iar Pantera a putut să-l sfâșie și să-l mănânce. Pantera se întâlni la scurt timp după aceea cu alt bivol, căruia îi grăi astfel: "Vai, prietene bivol, coarnele tale sunt așa de lungi încât îți este foarte ușor să le agăți în ramurile copacilor. Nu crezi că este prea incomod? Lasă-mă să te ajut, tăindu-ți din coarne. Ce zici?" Auzind spusele Panterei, bivolul nu numai că nu-i luă vorbele de bune, ci se răsti la ea zicând: "Hei, tu, arătare năroadă, cum îți trece prin cap că o să te las să-mi tai coarnele? Am nevoie de ele ca să mă apăr de animalele de pradă care ar îndrăzni să mă atace, așa cum ești tu." Zicând acestea, bivolul se și repezi să o ia în coarne pe Panteră, care de-abia scăpă cu fuga. După această întâmplare, de demult, nici până în ziua de astăzi, Pantera nu îndrăznește să-l atace pe Bivol.